Știți că am vorbit și noi despre ce se vorbește acum în emisiune și chiar am surprins discuția aceasta dintre Maria și Irina după ziua Haticei. Acum nu aș vrea să par ciudățică, dar, sincer, cam ceea ce a spus Irina și eu am simțit și anume faptul că Giulia s-ar potrivi mult mai bine cu Roberto și mi se pare că chiar sunt de acolo, adică cumva Giulia ar fi mult mai lejeră, mai decajată, mult mai uh, ok în preajma lui Roberta decât în preajma lui Zain, în primul rând pentru că este o femeie extrem de libertină și are alte principii de viață, lucru care se contrazice total cu așteptările lui Zain și cu mentalitatea lui Zain, eu nu cred că Giulia ar putea să formeze un cuplu cu Zein în afara casei în primul rând, pentru că ați văzut, Giulia este fată de club, ieșit în oraș cu fetele, etc. etc. Zeini nu ar accepta așa ceva niciodată în viața reală. Aici în casă fiind nu prea o de făcut, deci cumva ar putea să meargă mână în mână. În ceea ce îl privește pe Zein, la fel și eu am simțit că ar plăcea-o pe Maria, dar despre asta o să vorbim în următorul vlog. Acum ne referim doar la această serină vis-a-vis -vis de Giulia și anume că s-ar potrivi mult mai bine cu Roberto și eu văd asta sincer vă spun din tot sufletul și cred că o relație cu Roberto ar fi mult mai ok pentru ea și pentru caracterul ei și pentru felul ei de a fi și cum este ea construită ca și persoană așa